Toată stima domnule președinte Klaus Iohannis, domnule prim-ministru Dacian Cioloș, doamnelor și domnilor conducători de instituții ale statului de drept, politicieni, tineri și frați români din toată țara și de pretutindeni și nu în ultimul rând, doamnelor și domnilor din mass media. Mă numesc Chițu Emilian, sunt din Moineș, județul Bacău. Cine sunt, cu ce mă ocup și mai multe amănunte despre subiectul zilei le găsiți pe petroltu.ro. Întrebarea la care în acest moment se caută un răspuns este simplă. Oare se mai poate face ceva în această țară? Dacă se mai poate face ceva în România și cum se fac banii, vă rog să urmăriți imaginile ce urmează. La Teatrul de Vară a fost o, n-aș putea spune greșeală de proiectare, dar oricum un proiect futurist față de ceea ce se poate realiza în România. Ajunsesem la concluzia că arcele pentru copertină nu se pot realiza în România. Până la urmă, astăzi am reușit să vedem unul executat la Moinești, urmează să vină și celelalte patru. Concluzia vă las pe dumneavoastră să o trageți. Cu toții suntem conștienți că dezvoltarea României nu se poate face decât în condițiile în care politicile statului vor duce la schimbarea conceptului și a respectului față de muncă, de apărare a dreptului la proprietate, a valorilor obținute prin muncă cinstită, a protecției celor care încă mai sunt în stare să creeze un loc de muncă. Doamnelor și domnilor, niciun antreprenor, niciun constructor, indiferent cine este și de unde este, nu poate face nimic în România fără o colaborare cu IMM-urile. În 20 de ani de activitate privată, am simțit pulsul acestei țări mai ceva ca aparatele de la Institutul Național de Seismologie, cele mai mici mișcări seismice, dar în ultimii 10 ani, cel puțin de când s-a inventat legea insolvenței, în urma rezilierii unor contracte dintre statul român și un antreprenor, zeci, sute de societăți comerciale au dispărut și mii de oameni și-au pierdut locurile de muncă. Astăzi, 4 martie 2016, vă fac doar două propuneri de măsuri de protecție care aplicate pot duce la protejarea măcar a actualelor locuri de muncă, nemai vorbind de creșterea de noi locuri de muncă, și anume. Prima propunere. În condițiile rezilierii contractului încheiat de statul român cu un antreprenor, statul își rezervă dreptul de a deconta contravaloarea produselor livrate pentru realizarea obiectivului respectiv direct furnizorilor pe baza documentelor de livrare a acestora. Și a doua măsură sau propunere, la predarea lucrării, antreprenorul general să facă dovada plății produselor livrate către furnizori, în caz contrar, plățile pe produsele livrate de IMM-uri pot fi făcute direct acestora pe baza documentelor de livrare, chiar dacă nu există contract direct de colaborare cu acesta. Aplicarea acestor două măsuri ar garanta participarea IMM-urilor la realizarea obiectivelor respective fără probleme. Aceste două propuneri și altele pe care le aștept de la dumneavoastră, stimați prieteni, să constituie primul pas în elaborarea legii muncii și protecției celor care creează locuri de muncă. Profit de această ocazie și pun întrebarea tuturor celor care mă aud, dați-mi și mie exemplu în acest moment de o măsură de protecție a IMM-urilor. Astăzi, 4 martie, se împlinesc 39 de ani de la cutremurul din 1977, zi pe care aș dori să o țineți minte. Domnule președinte, domnule prim-ministru, doamnelor și domnilor parlamentari, oameni politici care vă pregătiți de alegerile locale și parlamentare, aveți ocazia unică în cei 27 de ani trecuți de a intra în istoria acestei țări și de a crește în ochii alegătorilor, în special a tinerilor care în acest moment își caută un loc de muncă, al tuturor românilor de pretutindeni, dacă până la alegerile parlamentare vom elabora împreună legea muncii și protecției celor care creează locuri de muncă, lege în care să se regăsească măsuri de concrete de protecția IMM-urilor. Stimați prieteni, la sugestia dumneavoastră voi iniția un șir de acțiuni pe mijloacele de comunicare sub titlul Nu te supăra frate, dar așa nu se mai poate și vom începe cu legea insolvenței și efectul acesteia asupra activității IMM-urilor. Important este ca aceste mesaje să fie distribuite pentru a fi cunoscute de cât mai mulți colegi. Această luare de poziție o vom redacta și vom transmite tuturor autorităților statului, partidelor politice și mijloacelor mass media. Mă puteți contacta pe adresele petroltub@gmail.com, emilianchitsu@gmail.com, pe Facebook Petroltub și Chitsu Emilian,
și la numerele de telefon 0744 543 671 și 672. Ne puteți găsi și pe petroltub.ro. Prietene, tu făcător de bine pentru urmașii urmașilor tăi, ai o șansă, nora ta, mergi acum pe mâna mea, poate vom schimba ceva. Salut și ne vom revedea!